Clipul de astăzi, să zicem, va fi unul un pic mai special. Dacă cumva vă simțiți inconfortabil, prefer să dați direct X și să ieșiți de pe el, pentru că acest clip s-ar putea să jignească unele persoane sau să vă facă pe unele dintre voi să nu fiți de acord cu mine, lucru perfect normal. Pentru că, după cum probabil deja ați văzut din titlu, astăzi vorbim despre câteva trenduri care, în opinia mea umilă, ar trebui să moară din chinuri, în focuri, undeva departe. Da, repet, este strict părerea mea, s-ar putea, de fapt, nu că s-ar putea mai mult, ca sigur aveți și voi unele trenduri, unii pitici pe creier care nu vă plac și pe care s-ar putea ca eu deja să le adopt și să le port și chestii de astea. Bun, până nu distrageți de tot atenția Ovidiu, Bing Ovidiu, bineînțeles, zgomotul pe care l-ați auzit a fost el lovindu-se, ca de obicei. Ca să înțelegeți, nu-l lovesc eu, se lovește singur. Bun, înainte să-mi distrag de tot atenția, o să începem. Vom vorbi aici atât despre trenduri din machiaj, cât și despre trenduri din fashion, atât la femei cât și la bărbați. În special la bărbați, câteva sunt acolo care mă zgârie pe retină rău de tot și pe care mi-aș dori din suflet să nu le mai văd, să nu mai fi obligat să le văd. Dar începem cu ceva ușurel. Și anume, zic și eu așa fain frumos, să începem cu bărbații. Ok, sunt două trenduri pe care eu nu le suport deloc, deloc, deloc. Și primul dintre ele este, având în vedere și vremea de afară, pantalonii extra, extra scurți, la modul slip scurți, la modul dacă faci un pas mai lăbărțat puțin, cred că pot să văd și niște chestii pe care mi-aș dori din suflet să nu le văd, poate. Da. După umila mea părere, bărbaților nu li se potrivesc pantalonii extra scurți. Ăștia nici măcar pe femei n-aș vrea să le văd îmbrăcate în așa ceva. But still. Pe aia puteți să-i purtați pe post de, nu știu, chiloți pe sub pantaloni sau cel mult îi purtați la mare, acolo să faceți și nudism din partea mea, n-am nicio problemă cu lucrul ăsta. Dar mergând pe stradă, îmi doresc din suflet să nu mai văd bărbați cu pantaloni extra, extra scurți. Sau femei, de altfel. Iar al doilea lucru care mă enervează maxim când văd pe stradă sunt bărbații cu pantaloni extramulați. Pentru voi, deci asta cred că l-am spus și anul trecut printr-un articol, dar, dragii mei, nu vă strânge nimic? Nu vă doare nimic? Nimic? Adică, mi-amintesc până și o fază super funny din facultate, când eram prin anul 1, parcă, la un curs, și un profesor s-a gândit să fie el mai fashion. Și a venit cu o pereche de astfel de pantaloni super, super mulați. Toate bune și frumoase când stătea jos la catedră, dar în momentul în care se ridica, să zicem că toată populația feminină era atrasă de pantalonii lui, dar nu într-un sens bun. E ca acel lucru așa, când vezi practic un accident, vrei să-ți iei privirea de la acel accident, dar practic nu poți. Știi? Ca atunci când te uiți la cineva cum se face de râs și vrei să-i zici ceva, dar practic mai degrabă ai stat să te uiți așa, ești puțin curios. Deci da, asta e pentru mine treaba cu pantalonii super extra mulați la bărbați. Nu consider că li se potrivesc, în special dacă mai faci și sală și ai gambe și pulpane puțin mai dezvoltate, consider cu atât mai puțin ți se potrivesc. Poate la bărbații subțirei, foarte, foarte skinny, ar merge să-i poarte, dar din nou, nu super mulați, că nu... Nu știu, vă dă o notă de feminitate așa, parcă vă pun în... Vă accentuează șoldurile și fundul și nu într-un sens tocmai... Adică îmi dă idei din alea contrare în cap. A, a venit pisul lângă mine. Voi nu-l vedeți oricum. Și acum că am terminat cu capitolul bărbați, pentru că de obicei moda la bărbați e destul de flat, așa, nu prea se schimbă, nu prea are idei din alea super crazy. O să trec la un articol cum ar veni unisex. Și anume, nu suport și am văzut că și în sezonul ăsta se mai poartă tricourile acelea parcă arse cu țigara sau mâncate de moli. Mi se pare că nu arată deloc drăguț sau super, super rupte tricourile. Din nou, o fază amuzantă când veneau făceam niște poze cu Cristina la Casa Poporului și au venit trei astfel de dudes la noi. Erau toți acolo în blugi mulați și tricouri din alea arse cu țigara și... Da, înțelegeți.
Ideea aia. E un trend pe care eu nu l-aș adopta pentru că este mult prea spre boschetar-like. Și nu știu, prefer hainele integre, întregi. Adică până și la blugi rupți. Sunt ok cu ei, că acum vine partea următoare, dar nu sunt ok cu blugii care sunt rupți în așa fel încât se să văd, se vede fundul la spate. Și practic ai, nu știu, niște pantaloni scurți cu niște ațe atârnânde, că la cât de rupți sunt, practic poți zici că are mai mult gaură decât blug. Din nou, asta mi se pare un trend destul de ciudățel și aș prefera să nu-l mai văd, dar din păcate e abia la început. Și ceva îmi spune că vara asta o să fie plin numai de așa ceva. Da, deci tricourile arse cu țigara merg de minune cu blugi rupți în toate direcțiile și toate surile. Adică și eu am blugi rupți, dar nu halul. Un trend care am văzut că a început undeva pe anul trecut și încă se continuă este trendul tocurilor acelora mici și ascuțite. Ca un fel de stilettos combinați cu gubanii lui mamaie mea din 1950 cu toca tătica. Adică, nu știu, pentru mine pantofii aia n-au nicio noimă. Probabil, adică am probat o pereche, arată ca naiba și pe deasupra n-ai nici stabilitate în ei. Adică îți fuge tocul ăla în toate direcțiile. Ai spune că e comod, dar e exact invers. Și dacă mai are și un bot super, super lung, deja e pachetul complet. Mi se pare că arată foarte ciudat și nu-ți pun în evidență piciorul. Adică e vorba aia, fie porți tocuri, fie porți ceva, există balerini care sunt din aia cu vârf ascuțit, care sunt super drăguți, care și mie îmi plac, am și eu vreo 3-4 perechi în colecții, dar nu combinația asta de toc de 5 cm cu botul ascuțit și foarte lung, ca niște, nu știu, ciocate reinventate, să-i zicem. Chestiile astea eu nu le înțeleg, nu-mi plac, nu-mi place când îi văd, nu mi se pare că îți avantajează piciorul în vreun fel, că te face să arăți zveltă și o divă, mi se pare doar că încerci un pic cam mult. Și o pereche pe care, perechea la pe care o am în minte în momentul ăsta sunt niște pantofi pe care i-am văzut parcă la Dior și care au și al doilea element care mie nu-mi place ever, ever și am văzut că tot se poartă în ultimele sezoane, ultimele 2-3 sezoane și probabil o se poartă și în sezoanele următoare și anume brandul tată scris așa, pe o bată lungă, știi? Adică să scrie pe el acolo Dior, 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 Dior sau chiloția de la Calvin Klein care scrie Calvin Klein așa și îl porți și mai sus ca să se vadă pe sub blugi, dacă înțelegi, sau bustier, sutien și mai rău. Exemplu concret... Dacă nu mi-ar mai strica pisul, filmarea ar fi super. Exemplu concret, îs ghiozdanele alea de la Moschino, care au, sau Moschino, sau cum naiba s-o numi, care au așa frumos scris numele tot pe bretea. Moschino, Moschino, Moschino. Ca și cum ești acolo și simți nevoia, dacă ți-ai luat un produs de firmă, să îi arăți, știi, la modul, hei, vezi ce am aici? Adică, dacă nu vezi, ești puțin cam ciudat. Nu știu, mie mi se pare de prost gust treaba asta cu să ai brandul scris mare, 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 peste tot, ca gențile alea de la Louis Vuitton sau Michael Kors, care au pe ele simbolul lor peste tot, peste tot. Mie nu-mi place personal, nu mă regăsesc în așa ceva și prefer dacă am o haină de firmă sau ceva, să un conesor să știe că e o haină de firmă, nu să vadă tot poporul când merg eu pe stradă că am, nu știu, geantă de firmă sau ceva ghiozdan de firmă. Ghiozdanele de la Moschino mi se par nasoale. Pur și simplu și atâta. Din cauza că sunt prea în vogă și toată lumea le are, toată lumea le poartă și au niște prețuri nesimțite. Adică, pe bune, 12, 14, 15, 20 de milioane pe un ghiozdan, care nici măcar nu este din piele adevărată, adică nu rezistă. Mi se pare cam mult. Sunt destul de sigură că m-ați înjurat deja în legătură cu treaba asta, în special cu această ură pe care o am față de ghiozdanele de la Moschino, că de fiecare dată când văd o persoană cu ghiozdan Moschino îmi vine să mă duc să îl iau, să-i arunc. Dar este părerea mea, e strict opinia mea proprie și personală, nu vă bag pe gât, eu doar vă spun ce nu vă place, vă o să auziți. Și acum ajungem la următorul eveniment, zic că la următorul element care probabil nu o să vă convină și probabil o să-mi găsesc
o să mă contraziceți la capitolul ăsta, și anume, nu știu cum să o zic frumos, adică au fost atât de purtate și răspurtate, încât sunt sigură că fiecare dintre voi aproape are o pereche în dulap cu lingerie. Și acum mă refer la dresurile acelea, mă abțin, vă zic sincer, mă abțin cu greu. Dresurile acelea gen fishnet, cu ochiuri mari, cam pretty woman, ca să zicem frumos, pretty woman înainte să-l cunoască pe făt frumos, sau ca la fetele din pădurile din Brăila. Da, este un mod pe care eu nu înțeleg. Și mai mult de atâta, nu înțeleg când oamenii, fetele, poartă crop top, blugi, rupți, bineînțeles, pe sub blugii aceiași trag dresurile astea și le ridică undeva până sub sâni, astfel încât să se vadă care dresuri. Adică, nu știu, eu când eram mică la grădiniță și mama îmi ridica dresurile până în gât, mă simțeam destul de aiurea, dar acum văd că este o modă destul de repetată și o văd efectiv pe stradă, văd fete cu crop top-uri, bustiere, cu blugi rupți și cu dresurile ridicate până aici și la vedere. Și eu vă zic sincer, nu înțeleg în primul și în primul rând de ce ați vrea să purtați acele dresuri, pentru că mie mi se par vulgare și urâte și nu duc cu mintea către fashion, ci duc cu mintea către cu totul not fashion. Cred că v-ați prins până acum despre ce vorbesc aici. Și pe deasupra, de ce le-ați purta în combinația asta? Adică, ok, le porți pe sub o fustă, dar de ce să vadă bata aia de la șolduri, de unde se termină blugii, până unde începe crop top-ul? Nu știu, mi se pare cel puțin bizar. Cred că, da, am fost destul de acidă. Și trecem mai bine la următorul subiect, pentru că mi-este că deja am jignit unele fete și n-aș vrea să vă simțiți jignit. Repet, este gustul. Deja nici nu știu, nici măcar nu mai știu la ce număr am ajuns. Dar cred că oricum printre ultimele sunt hainele din plastic. Sunt hainele din plastic pe care le-am văzut, cred că de astă iarnă tot le văd prin Zara. Le înțeleg oarecum. Dacă mergi la Electric Castle și ca de obicei plouă pe acolo. Dar în afară de asta nu le înțeleg utilitatea și mi se pare că să porți haine de plastic vara este chinul de pe lume. Adică transpiri, fucking faci ciuperci. Ok, faci ciuperci acolo. După o zi în care ai stat în niște pantaloni de plastic sau cu o geacă de plastic pe tine, efectiv plastic, plastic transparent, cred că știți. Cred că ați văzut la ce mă refer până acum prin magazin. După ce stai o zi întreagă îmbrăcată cu chestiile alea, când ai jos de pe tine, deja, nu știu, e jungla amazoniană acolo, este o adevărată rezervație naturală pentru microorganisme. Deci, da, din nou, nu aș vrea să mai văd haine de plastic. În primul rând, pentru că medical vorbind nu mi se pare prea frumos, nu lași pielea să respire și riști să te pricopsești cu tot felul de infecții și culturi bacteriene pe acolo, pe la tine, fungice și chestii din astea. Iar ultimul, promit, ăsta e ultimul trend care aș vrea să moară, este, și știu că ăsta e destul de răspândit, adică am și eu prieteni care poartă unghiile acelea de găină, unghii stiletto. Da, nu, mi se par arme albe, adică mi se pare ca să poți să porți așa ceva, ai nevoie de o legitimație de purtător de armă albă și... Nu știu, mă rog, da, aici s-ar putea să fiu invidioasă pentru că mie nu-mi cresc niciodată unghiile și oricum n-am cum să le cresc, n-am voie să le cresc dacă vreau să fac ceea ce vreau să fac în continuare. Și cu asta am încheiat, per total, toată lista cu lucruri, trenduri care nu îmi plac și pe care aș vrea să le văd dispărute de pe fața pământului. Vreau să vă spun, fetelor, să nu vă mai luați atâta după trenduri. Nu vă mai luați după tot ce se poartă și tot ce poartă toată lumea în momentul ăsta. Luați-vă mai bine după ceea ce vă stă vouă bine. Încercați haine care vă pună în evidență silueta și vă ascund anumite defecte pe care le vreți ascunse sau care vă accentuează anumite zone care vă plac. Adică nu
nu știu, nu prea înțeleg de ce toată lumea se ia după trenduri, când trendurile alea poate nu se potrivesc la toți. Da, pe de altă parte, în primăvara asta sunt foarte multe trenduri care îmi plac, cum ar fi, mă rog, primăvară, ca și cum încă mai e primăvară afară. Dar, înțelegeți, vară, primăvară, îmi place că se poartă hainele super colorate, în culori puternice, dar și în pasteluri, chestia asta mi se pare perfect. Îmi place chiar și care a venit la modă treaba aia cu double denim, adică denim peste tot, mă rog, nu la modul Justin Timberlake și Britney Spears, dar mai cu bun gust. Și nu știu, chiar mi se pare că sunt totuși, dacă vreți neapărat să urmăriți trenduri, sunt anumite trenduri, adică cel puțin în primăvară, vara asta, sunt super multe trenduri, super mișto, franjuri, chestii vaporoase, volănașele din nou sport, adică sunt o grămadă de lucruri din care puteți alege, dar nu le mai alegeți pe același pe care le aleg toate fetele care încearcă să fie cool în momentul de față. Și cred că cu asta închei pledoaria mea, sper că n-am rănit prea mulți oameni cu acest clip și dacă v-am rănit, aia este părerea mea și mi-o susțin. Aș vrea de la voi să-mi lăsați și voi în comentarii ce trenduri din cele pe care le-am spus voi le practicați și care e motivul pentru care le practicați, nu știu, poate să mă dați și pe mine pe brazdă. Și dacă nu, să-mi spuneți ce trenduri nu vă plac și ce n-ați vrea să vedeți și voi la alții. Și de asemenea, dacă nu e prea mare deranjul, puteți să dați like la acest clip dacă v-ați regăsit în el. Butonul de dislike oricum cred că va fi acolo inundat de oameni, but still. Asta a fost tot pentru ziua de azi, sper să aveți o zi minunată și v-am pupat, la revedere!